Nu știu, deci tineretul. Ce este acesta? Yeah.
niște rob nevrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitore, Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacere tale, care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi. Cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem rugăciuni și umirință, strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește, îndreptează spre bine dorințele noastre. Ale tuturor cu stăruință ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, miluiește. Iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, pelerinii prezenți și toți binecredincioși și creștini de pretutindeni, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, miluiește! Dumnezeu ești slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului, doar acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm.
tale, Doamne, că având tron cerul, ai șezut pe mânzura zilei, ca să-l cauți pe om, vrând să desleci necuvântarea lui cea mai dinainte, ca să se împlinească cele spuse de Zaharia prorocul, care zice: bucură-te foarte, fica Sionului, veselește-te, fica Ierusalimului, căci Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul Părintele care mic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, pentru sănătatea și mântuirea lui. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Rugăm pentru frații noștri, preoți, mânahi, diacon, diacon, mânahi și mânahi, și pentru toți într-un Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții, ctitorii ai sfălocașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații ai noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindenea. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule a toată milostivirea și îndurarea, care ai nemăsurată milă nespusă și neajunsă iubire de oameni, căzând acum către a Ta slavă, cu frică și cu cutremur, aducem Ție mulțumire pentru binefacerile de care ne-ai învrednicit pe noi, robii Tăi. Te slăvim, Te lăudăm și Te cântăm ca pe un Domn, Stăpân și Făcător de bine. Și iarăși, căzând înaintea Ta, îți mulțumim și cu smerenie ne rugăm nemăsurate și negreite Tale milostiviri, ca și de acum înainte să ne dăruiești faceri de bine, ca să sporim în dragostea de Tine și de aproapele nostru. Izbăvește-ne de tot răul și necazul, dăruiește-ne liniște și învrednicește-ne ca în toate zilele vieții noastre totdeauna mulțumire să-Ți aducem și să grăim și să cântăm cele prea bune. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Că Tu, Doamne, intri în Ierusalim, s-au adunat împreună și își așterneau hainele lor pe cale. Alții tăiau ramuri de copaci și mergând în urma Ta cântau. Văzând farisei că bucuria poporului se înmulțește foarte și ucenicii Tăi strigă cu mare glas, mâniindu-se pe Tine cel ce Te-ai pogorât din mâna.
prin cruce, prin îngroparea și prin învierea ta. Și precum atunci oamenii care ședeau într-un întuneric și în umbra morții, având ramuri de copac și stâlpări de finic, te-au întâmpinat pe tine, Fiul lui David, mărturisindu-te. Așa și pe noi, care acum în această zi, înainte de prăzduire, purtăm în mâini stâlpări și ramuri de copaci, păzește-ne și ne mântuiește-ne. Și precum acele popoare și copii ți-au adus osana, învrednicește-ne și pe noi să te slăvim pe tine în psalmi și în cântări duhovnicești cu suflete curate și neîntinate. Iar în aceste zile ale sfintelor tale pătimiri, dă-ne nouă să ne împărtășim fără de o sândă de bucuria sfintelor Paști și să cântăm și să proslăvim Dumnezeirea ta. Împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu preasfântul și bunul de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune. Binecuvântează. Cel ce este binecuvântat, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Credința drept măritorilor creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului. Prea Sfântă Născătoare, Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cu cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, prea cernice Părinte, binecuvintează! Cel ce a cezut pe Sânzul la Sinei, pentru mântuirea noastră, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunele prea curatei Maicii sale, cu rugăciunele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, cele prea cuvioase Maicii noastre, Parascheva, Ocrotitorii Moldovei, cu rugăciune Sfântului Eracle, Omtie de la Răduța, Sfântului Ioan de la Râșca, a Binecredinciosului Voievod, Ștefan cel Mare și Sfânt, cu rugăciunele Sfinților Mucenici, Epitei și Astion, a Sfântului Profet Ilia, Sfinților 40 de mucenici, ocrotitorii Bisericii, Parochiei și a orașului nostru, cu rugăciunile Sfinților Drei Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, și a tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Lord.
Cinile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioase Părinte Stare și Exar, Preacuvioase Părinte Stare, Preacucernici Părinți, iubiți frați creștini, am avut astăzi parte de momente minunate. Dimineață am slujit cu ajutorul Dumnezeu la mănăstirea Țiostrea Râșcăi, unde această mănăstire și-a serbat hramul Sfântul Lazar și m-am bucurat de o slujire deosebită. Îi mulțumesc Părintelui Stare și Exar pentru invitație. Iată că astăzi, cu ajutorul Dumnezeu, rememorăm o procesiune pe care sau care a fost făcută acum 2000 de ani. Este un moment deosebit pentru că mâine sau începând de astăzi oamenii strigă către Mântuitorul Osana Fiului David. Cu toții îl laudă. Momente minunate de bucurie. Bucurie duhovnicească, dar și o astfel de bucurie despre care probabil părinții vor vorbi mâine la bisericile, la parohiile lor. O bucurie deosebită îi făcea pe oameni să-și aștearnă hainele pe jos, să-L întâmpine pe Mântuitorul ca un împărat. Sigur că unii dintre ei vedeau un împărat duhovnicesc, dar cea mai mare parte vedeau un împărat lumesc. Un împărat care venea să-i dezrobească pe evrei. Ori venirea Mântuitorului nu avea acest scop, ci era o dezrobire duhovnicească de sub, ispita păcatului, de sub robia păcatului. Și terminăm această perioadă de post pentru ca să începem postul săptămânii patimilor. Post în care aproape toți cei care strigau Osana Fiului David, bucură-te, Doamne, ești lăudat, vor striga răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l. Vedeți dumneavoastră, de multe ori ne aflăm fiecare dintre noi în această situație. Lăudăm pe Dumnezeu sau de multe ori cădem într-o anumită stare de aceasta de depresie în care aproape nu mai credem în Dumnezeu și aproape nu mai dorim să facem o rugăciune. Suntem ca acei oameni care strigau odată, lăudat să fie Dumnezeu, pentru că apoi să strige, răstignește. Însă nu vreau să mă lungesc cu acest cuvânt, ci vreau să vă aduc aminte și aș vrea să vă fac să înțelegeți că săptămâna aceasta trebuie să ne schimbăm viața. Cred că din seara aceasta ar trebui să strigăm către Dumnezeu, Doamne, schimbă-mă, fă-mă un om mai bun, fă-mă un alt fel de om, fă-mă un om care să mă apropie de împărăția Ta, Doamne, schimbă-mă, ajută-mă. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că ispita este foarte mare pentru fiecare dintre noi. Amintiți-vă ce s-a întâmplat cu Petru. De 3 ori s-a lepădat de Mântuitorul. De 3 ori a spus, nu-l cunosc pe omul acela. Nu știu cine este, lăsați-mă în pace, n-am nicio legătură cu el, nu-l cunosc. Se leapă de cel care era atât de iubit de Mântuitorul. Se leapă de cel care a fost atât de aproape de Mântuitorul, se leapă de cel care a văzut cum l-a înviat pe Lazar, a înviat pe fiul văduvei și așa mai departe, a văzut minunile. El, cel care a mers pe apă și l-a salvat Hristos ținându-l de mână, el se leapă. Dacă el cade, fiecare dintre noi poate să sufere o asemenea cădere. De aceea, în această săptămână, trebuie să fim cu atât mai atenți, să fim cât mai apropiați și cât mai atenți cu ceea ce vrem să facem. De aceea am spus să ne rugăm, Doamne, schimbă-mă!
Ajută-mă în această săptămână și în cursul vieții mele, în continuare, să fiu schimbat, să fiu prietenul tău, să fiu, copilul tău, să fiu robul tău. Ajută-mă, Doamne, să nu cumva să mă lepă de tine. Să treacă această săptămână și să mă bucur din toată inima, să mă bucur cu toată ființa mea de lumina învierii. Nădăjduim, iubiți frați creștini, să avem această bucurie fiecare dintre noi. Însă haideți să plecăm de aici cu acest gând. Un gând de bucurie. Un gând de bucurie care să ne facă să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-I strigăm Osana lui Dumnezeu. Gândul acesta trebuie să fie în mintea noastră. Astăzi, mâine. Și laudă lui Dumnezeu trebuie să aducem și în săptămâna viitoare prin participarea noastră la toate slujbele bisericii, la Sfintele Liturghii care se fac până în Sâmbăta Mare, la denii care nu sunt slujbe doar pentru copii, cum greu sau fals înțelegem. Sunt slujbe la care trebuie să participăm și să ne dobândim mântuirea. Să dea Dumnezeu să ne dobândim fiecare dintre noi mântuirea și să ne bucurăm de lumina învierii. Vă mulțumesc foarte mult, părinților, pentru participare. Știu că v-ați lăsat parohiile credincioșii sfinților voastre. V-ați lăsat și poate vă așteaptă la biserică, la spovedit. Mulțumesc tuturor credincioșilor care ne-au însoțit. Mulțumim părinților Sares, părintelui Sares și Exar. Și să dea Dumnezeu să ne bucurăm cu toții de lumina învierii. Pace și binecuvântare tuturor! Să trăiți!